Bine te-am regăsit la lecția de biologie. Astăzi vom pătrunde în tainele microscopiei. Vei putea să faci singur propriul preparat pe care îl vei observa la microscop. Îți propun următoarea fișă de activitate practică. Urmează etapele și observă cu atenție preparatul la microscop. Identifică componentele celulei și completează legenda imaginii observate la microscop. Iată componentele celulare pe care le poți observa la microscop. Epiderma de ceapă este un țesut unistratificat. Celulele nu au spații intercelulare. Nucleul este sferic sau oval, dispus central în cazul celulelor tinere sau parietal în cazul celulelor mature. Citoplasma este abundentă, iar vacuolele au suc vacuolar.